Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea live. Salutări tuturor! E bine, Moș Nicolae a mutat în această seară emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM în Piața Operei și vă așteptăm și pe voi aici alături de noi, pentru că decorul este unul de poveste. Da, suntem la Târgul de Crăciun de la Opera Națională, deschis în parteneriat cu Corul Madrigal, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Vorbim în această seară despre muzică și despre viață. Este muzica salvatoarea vremurilor pe care le trăim? Sunt vremuri grele. Are muzica puterea de a ne schimba, de a schimba societatea? Ce ne unește în această perioadă de Moș Nicolae? Ce ne unește pe final de an? Ce ne desparte? Oare ce ne dezbină? Și cum anume să privim schimbările din viața noastră pentru a ne fi mai ușor? Pentru că pandemia e tot aici, nu s-a încheiat. Un invitat important și special în această seară în emisiunea Piața Victoriei, din Piața Operei, alături de noi este domnul Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Domnule Pantelimon, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi. Mă bucur foarte mult că suntem împreună și bine ați venit în Piața Operei, la promenada, pe promenada Operei, unde Classical Christmas Market s-a deschis pe 3 decembrie pentru prima dată în cei 100 de ani de când Opera Națională și-a găsit locul în România, aici, în București. Și ați avut foarte mulți vizitatori până acum, veți fi aici până pe final de an. Așa este, până pe 31 decembrie suntem alături de bucureșteni și nu numai. Weekendul care tocmai a trecut a adus bucurie și spirit al Crăciunului clasic pentru mai bine de 30.000 de bucureșteni și nu numai, care ne-au trecut pragul, și asta ne bucură pentru că, așa cum spuneam și unor prieteni astăzi, ne-a uimit în mod plăcut faptul că după atâtea mii și mii de oameni, totuși spațiile au rămas curate, totuși atmosfera a fost caldă, nu au fost incidente și toată lumea a înțeles că și distanțarea, că și limitarea accesului oamenilor sunt de fapt lucruri făcute să ne țină departe de boală și cu toate acestea nu departe de spiritul Crăciunului. Corect. Vorbim despre muzică în această seară, domnule Pantelimon, vorbim despre viață. E muzica salvatoarea? Ce frumos! Ne poate salva? Da, de asta facem muzică cu foarte mare drag și în muzică cred eu și întreaga echipă și pe care o conduc, dar cred că și a Operii Naționale atunci când zi de zi își desfășoară activitatea, pentru că fără muzică lumea ar fi nu mai săracă, ar fi săracă de tot. Muzica face parte din viața noastră de când ne naștem și până la ultimele respirații, iar prin muzică, practic, trecem și toate evenimentele importante ale vieții, dar și toate crizele majore prin care ne desfășurăm. Și vă spun asta în contextul în care în criza financiară din 2008, în perioada aceea a fost o criză financiară în toată Europa, Banca Centrală Europeană a ales să dubleze bugetul diviziei culturale, tocmai pentru că toți finanțiștii și strategii au fost trimiși în sale de spectacol. Și eu spun tot timpul că prezența în sala de spectacol, fie că este la un concert, la operă, la un balet sau la teatru, este un minut 91 în viața noastră. Un minut 91 care, dacă îl pasăm și îl driblăm așa cum trebuie, putem să câștigăm meciul. Și spun asta pentru că atunci când reușești 3, 2, 3, 4, 5 ore să te rupi de problemele tale cotidiene și să te concentrezi, să intri în atmosfera scenei pe care ți-o propune artistul, reușești practic să intri într-o stare de relaxare, să intri într-o lume a fanteziei în care în mod normal, secundă de secundă, nu ai acces la ea. Și în contextul acesta ai posibilitatea să te liniștești, iar la final să poți să-ți aduni ideile într-un mod mult mai util în luarea unei decizii. Cum simțiți oamenii? Cum simțiți publicul? Vorbeam înainte de a intra în direct și îmi spuneați cât de important este să ne educăm copiii, spuneați dumneavoastră, să ridice granițele dintre ei. Parcă granițele astea sunt acum între noi toți. E multă tensiune între oameni. Nu este ușor, dar cred că
asta demonstrează că este loc mai mult de muzică și de cultură. Și de fapt este o nevoie mare ca acest domeniu excepțional, în care dincolo de faptul că este o ambasadă foarte importantă pentru promovarea unei țări și a unei culturi, este și un medicament foarte important pentru națiunea noastră. Și spun asta din nou, pentru că dacă găsim acel răstimp în care să ne punem o muzică bună să o ascultăm, vedeți dumneavoastră, madrigalul, pe parcursul istoriei sale, a fost un pansament pentru români, mai ales în perioada Crăciunului. Madrigalul, cel care a reinventat Crăciunul în perioada comunistă, mă refer la Crăciunul care vorbește despre nașterea Domnului, după repriza concertul de la radio în care au fost toți madrigaliștii anchetați că s-a cântat despre venirea magilor, de venirea Pruncului Sfânt, după acest episod, totuși discurile madrigalului despre venirea Mântuitorului au continuat să fie editate, chiar dacă importate din America la un moment dat, ele au făcut în fiecare an de Crăciun această sărbătoare a românilor. Crăciunul românesc nu este sărbătoare de iarnă dacă nu este cu sunetul madrigalului. În acest context, vedeți noastră că muzica a venit pentru o națiune ca un pansament, acolo unde politicul i-a luat toată sensibilitatea, credința, spiritualitatea, muzica a fost cea care a venit și a implantat-o și a oferit-o și de fapt a fost marele atu al unui respiro foarte important într-un moment atât de important al umanității, cum este cel al nașterii Mântuitorului. Oamenii s-au îndepărtat unii de alții acum în pandemie? Sunt mai temători? Sunt mai reticenți? Cred că fizic a fost o distanțare, dar cred că această distanțare fizică a creat nevoia de o apropiere sufletească mult mai puternică. Eu cred că fiecare dintre noi am avut mai mult timp să ne gândim la părinții noștri, la bunicii noștri, la rudele noastre, la oamenii față de care, chiar dacă de mult nu i-am mai întâlnit fizic, acum având această barieră, ne-a revenit pofta și nevoia de a schimba vorbe, gânduri, sentimente cu ei. Cred că putem să vedem și partea bună a lucrurilor din acest moment greu prin care trecem. Vă spunem greu pentru că, de pildă, madrigalul este util oamenilor atunci când cântă în sala de spectacol, în biserică, în Ateneu, în Opera Națională, acolo unde cântă și transmite fizic energia sa. Ne-a fost foarte greu să ne adaptăm, evident, și să începem să înregistrăm, dar nevoia aceasta am resimțit-o cu atât mai mult, iar revenirea, când am început să cântăm din nou publicului, a fost una spectaculoasă și pentru sufletele noastre, dar și pentru magia acestei întâlniri între public și artist. Madrigalul, 58 de ani de activitate, peste 4100 de concerte. Vorbeați despre pandemie și despre faptul că v-ați adaptat, n-ați rămas blocați, ci v-ați schimbat. Cum a fost? Mă bucur de o echipă foarte efervescentă și la Madrigal și la Cantus Mundi. Astăzi este de fapt cel mai tânăr Madrigal din istoria sa, media de vârstă undeva pe la 36 de ani. A fost un moment, sigur, de o săptămână, două săptămâni în care cu toții ne-am blocat și am încercat să găsim în zadar niște soluții, după care am nu zis... Nu puteați repeta online. Da, online-ul este pentru meseria noastră imposibil. Nu poți să te sincronizezi pe nicio platformă astfel încât să omogenizezi sunetul și respirația oamenilor, pe emoția pe care trebuie să o simți, nu poți să o transmiți pe nicio platformă. Dar am început să înregistrăm discuri și în ultimii 2 ani de zile am scos la lumina tiparului, ca să spun așa, 6 discuri. Și cumpără oamenii discuri? Incredibil, nici noi nu ne așteptam, dar anul trecut, în decembrie, am luat și discul de aur pentru vânzările la Madrigal for Christmas și Madrigal de Crăciun, cele două discuri de colinde pe care le-am tipărit în noiembrie anul trecut. Deci s-au vândut în câteva mii de unități și se vând și anul acesta în toate benzinările din țară și mai ales pe magazinul nostru online, pentru că ne-am făcut și magazin online dacă... Întâlnirea fizică a fost oprită oarecum o perioadă. Beneficiile pandemiei, până la urmă, dacă te uiți și din partea cealaltă, vezi că există câteva.
Absolut. Acum Madrigalul are și o aplicație unde găsești toate concertele. Adică, dacă ești public select al Madrigalului, poți să vezi diferența între concertul de Crăciun de acum 4 ani, de acum 3 ani, de acum 2 ani, de anul trecut, de anul acesta. Ai o colecție, ca și cum mai zice că te uiți la singura acasă în fiecare zi sau în fiecare săptămână, îți pui un alt concert al Madrigalului. Și asta e un lucru bun, pentru că oamenii au nevoie și sunt foarte accesate, să știți, aceste momente clasice, să spun așa, că toți suntem la Classical Christmas Market. Artiștii ce vă spuneau în acea perioadă? Se temeau că e gata, că nu mai știu încotro să o apuce, că nu-și mai pot face meseria? Este, repet, greu, pentru că pentru Madrigal întâlnirea cu publicul este esențială. În sala de spectacol, schimbul de energie între scenă și public este esențial. Madrigalul este, în fond, înainte de 1963 în România, un substantiv comun, nu propriu. Madrigalul este un stil de cânt care se bazează pe o respirație foarte fină, care are la bază nu neapărat tăria o care găsim în corul de operă. Și atunci, acest stil de cânt madrigalicesc, îi spunem noi, poate fi foarte bine înțeles, simțit, absorbit de public atunci când interfața este imediat în apropierea ta și nu pe un disc, pe un vinil sau online. De asta este foarte greu să transmiți emoții atunci când te uiți doar la un microfon într-un studio. Dar încetul cu încetul am conștientizat că pentru o perioadă de timp asta ar fi o soluție prin care totuși să ajungem în casele oamenilor și cu produse noi și cu produse care nu erau înregistrate și ne-a motivat foarte mult, într-atât de mult încât unul dintre discurile de anul acesta, săptămâna Patimilor, ediția de Paște, discul limba română, a reușit să fie nominalizat la premiile ICMA, International Classical Musical Awards, cele mai importante premii în industria noastră a muzicii clasice. Și ați supraviețuit, nu v-ați lăsat. Absolut, iar vara am avut stagiune afară, cu oameni mulți, cu spectacole. Asta voiam să vă întreb, pentru că ați ratat o parte din spectacole, o parte din concerte, dar vă reveniți? Trebuie. Nu există altă șansă. Mai ales că Madrigalul, dincolo de un cor ambasador cultural pentru România, astăzi este și un mare exemplu pentru 60.000 de copii din programul Național Cantus Mundi. Pentru cei mai mici sunt prinții și prințesele, pentru cei mai mari din program sunt profesioniștii care cântă la prima vedere orice partitură, ceea ce este șocant pentru mulți dintre tineri din programul Cantus Mundi care vor să devină coriști în Madrigal. Dar da, nu ne-am oprit și în Amfiteatrul Eminescu din Parcul Național, cu Centrul Cultural al Sectorului 2, am reușit să facem multe concerte, inclusiv o producție capitală, Ave Maria, cu Marius Manole și cu ansamblul lui Zoli Tot, de percuție din Cantus Mundi, care a făcut și un disc, finalmente, și un film, adică a fost o nebunie foarte frumoasă, pe lângă multe alte idei pe care le-am promovat și construit, inclusiv Anul Nou Evreiesc, împreună cu parteneri din România. Deci muzica are puterea de a ne schimba. Clar. Are puterea de a schimba societatea. Clar, este clar. Bine. Și amintiți-vă că suntem aici, în grădina operei, ca să spun așa. Amintiți-vă de Pavarotti, care a avut puterea de a coborâ de pe scenă din marile opere și a cânta alături de Spice Girls, de Bono, de Ricky Martin, tocmai pentru a-i face pe oameni, pe toți oamenii, să înțeleagă cât de important este să asculți muzică de operă. Și nu mergem mai departe de zona noastră, Opera Națională de București, și vorbim de Felicia Filip, care, la fel, împreună cu Iris, au reușit să demonstreze unei generații întregi de tineri că, uite, opera merge cu rockul, dar după ce au văzut în această formulă, au venit și au mulțit rândurile tinerilor din scaunele operei. Foarte important. Muzica unește. Așa este. Programul Cantus Mundi, program național de integrare socială prin cântor coral, explicați-ne celor care ne urmăresc, ce poate face un copil? Cum poate ajunge un copil în Cantus Mundi? Cantus Mundi împlinește anul acesta 10 ani. Mulți și înainte. Se bucură, repet, de o echipă excepțională. Și condusă câte mii de copii aveți? De Leila Popovici, peste 60.000 de copii. Câte 60.000. 1.400 și vreo 53 de coruri. Acum foarte multe webinarii, sunt zeci de mii de profesori, dacă vă imaginați, care anul acesta au participat la webinarii. Mie nu-mi vine să cred, dar în fiecare vineri avem vineri și sâmbătă webinarii și sunt mii de profesori care stau online cu trainerii noștri și învață
metode dintre cele mai nebunești, de a cânta copiii cu pixul, cu hârtia, de a face o simfonie cu hârtia de copt. Sunt multe idei năstrușnice pe care trainerii noștri îi învață pe profesori să le adapteze în fiecare localitate, în fiecare cătun în care, prin muzică, comunitatea poate fi adusă la un numitor comun. Pentru că asta au învățat în Europa și religiile, asta au învățat și popoarele civilizate, că muzica este cea în jurul căreia se poate învârti întreaga societate dacă ea este predată și cântată așa cum trebuie. Iar noi, la Cantus Mundi, asta îi îndrumăm pe toți să cânte în cor. Și spun să cânte în cor pentru că muzica aceasta corală este, dincolo de faptul că foarte ieftin de făcut, pentru că n-ai nevoie de instrumente decât de o sală și de foarte multă bunăvoință, este și binefăcătoare, pentru că erașul acela mic de copil, toate activitățile pe care le face în timpul cântatului la cor, învățatul poziției coloanei vertebrale corecte, respirația corectă, lucru pe care îl facem secundă de secundă și nu ne învață la niciun... Și nu-l conștientizăm. Exact, și nu-l conștientizăm, și nu învățăm la nicio materie cum să-l facem. Vorbitul în mai multe limbi, ascultatul celui de lângă tine, foarte important, indiferent de nația lui, de originea socială, de condiția economică, de sănătatea lui. Nu vă imaginați cât de frumos se întâmplă la evenimentele noastre în care copiii de la școlile normale îi conduc pe copiii nevăzători, care cântă și ei. Sau culmea, pe copiii cu deficiențe hipoacuzice, care cântă prin semne alături de ei. Este foarte emoționant și faptul că ei înțeleg de la sine că trebuie să-i sprijine și să-i conducă pe ceilalți, ne motivează din ce în ce mai mult să facem lucrul acesta. Relația pe care o ai între dirijor de care trebuie să asculți și de semnalul lui să-l urmărești și colegii tăi, toate aceste lucruri fac din cel care cântă în cor un membru al comunității, un membru responsabil, care luptă într-o echipă ca să primească recunoaștere, aplauze. Este cea mai frumoasă colaborare între emisfera stângă și dreapta creierului, cea realistă și cea umanistă, al cărui rezultat sunt aplauzele și recunoașterea, și astea sunt foarte importante. Pentru că copiii noștri, copiii acestei națiuni, au nevoie de recunoașterea valorilor lor. Și aici am un foarte scurt exemplu, dacă îmi permiteți. Concertul de Crăciun de acum vreo 6 ani, pe care l-am organizat la Opera Comică pentru Copii, a fost difuzat de Televiziunea Națională și în care a cântat și un cor din Bârlad, al cărei profesoare, care acum este colegă la Cantus Mundi, a venit după spectacol și ne-a explicat cât de important a fost că este prima dată când acești copii, dintr-o singură clasă, cântă în afara școlii. Și tocmai la operă, tocmai la București și tocmai pe Televiziunea Națională. Ei bine, vă spun rezultatul și apoi prin ce au trecut copiii. După 4 luni de zile au fost corul care s-au calificat la faza națională a corurilor din toată Moldova. Copiii dintr-o clasă din Bârlad. Care ce s-a întâmplat cu ei? Pentru părinți, pentru vecinii de pe scară, pentru colegii de palier la școală, pentru întreaga comunitate au devenit lideri. Au fost apreciați. Erau acei copii din Bârlad care au fost la televiziune de Crăciun și au cântat împreună cu corul Madrigal și așa mai departe. Copiii ăștia au primit un imbold atât de puternic încât au reușit să depășească niște limite pe care greu ți le puteai imagina, că un cor de copii dintr-o singură clasă se califică și de fapt îi înfrâng, nu promovăm competiția, dar de data aceasta i-au înfrânt pe toți cei care cântă la cor de mai mult timp din toată Moldova. Foarte important. Integrare socială prin muzică și cred că vorbim și despre prevenirea abandonului școlar prin muzică. Absolut. Și mai mult decât prevenirea abandonului școlar, pentru că e un program Cantus Mundi Internațional pe care l-am lansat acum 3 ani de zile, și apropierea românilor din diaspora de cultura proprie, cei care tind să cam uite ceea ce se întâmplă, și asta înseamnă înființarea de coruri în toată Europa și nu numai. Avem coruri Cantus Mundi și în Italia, și în Ucraina, și în Republica Moldova, și în Moldova, și în Ungaria, am spus, în Elveția, în Franța, în Anglia. Coruri în care schimbul acesta cultural este foarte, foarte important. Mai mult decât atât, în România și acum 2 ani am avut coruri formate din copii ai familiilor refugiate, care au înțeles cultura noastră prin cântat, prin cântat împreună cu alți copii din cultura română, coruri mixte, care și-au împărtășit altfel obiceiurile, care și-au împărtășit altfel cultura, simțurile, ideile și inclusiv limba. Educație muzicală. Cum facem educație muzicală, domnule Pantelimon, acasă, cu ai noștri copii? Ce le spunem? Ce învățăm? Unde îi ducem?
În primul rând ne jucăm. Este foarte important să fim conștienți că acel stereotip, nu ai ureche muzicală, nu există. Este un fals. Urechea muzicală este o poveste care în realitate se întâmplă la 0,0000 nu știu cât la sută din populație, care în general trebuie să fie asociată cu probleme de dezechilibru, cu sifilis și cu niște boli foarte grave. În niciun caz cu un om perfect sănătos cărui s-a spus odată că n-ai ce căuta, n-ai ureche muzicală. În al doilea rând, cu foarte multă răbdare, pentru că și auzul și glasul se educă. Și în al treilea rând, cu foarte multă înțelepciune. Pentru că cele două corzi vocale active pe care le avem, din cele patru, sunt foarte sensibile atunci când vorbim de copii. Și dacă facem imprudența să încercăm să facem din copiii noștri vedete de mici, soliști mă refer, riscăm ca atunci când vor crește și vor vrea să-și folosească instrumentul acesta neprețuit, care se numește vocea, să nu mai poată să o facă. Tocmai de aceea recomandăm cântatul la cor și cântatul pe voce de copil, în niciun caz cântatul impostat sau acest canto, cum se numește, la copii, până când această voce nu s-a dezvoltat la maturitate. La fete până pe la 20 de ani, la băieți puțin mai mult până pe la 23 de ani. Pavarotti a început să cânte de la 23 de ani. A început să facă vocalize de la 23 de ani și iată ce voce unică și ce geniu și cât de constant a fost în toată viața sa. Deci, în primul rând, aceste trei lucruri sunt foarte importante. După aceea, în școală, în comunități, în jurul bisericilor, se formează aceste coruri pe care noi le așteptăm la Cantus Mundi, platforma cantusmundi.com, tocmai asta face. Îi oferă un instrument și dirijorului și copilului în care găsește o bază foarte mare de partituri și de partituri audio, în sensul în care dacă nu are posibilitatea să cânte la pian, el are o voce înregistrată pe vocile madrigaliștilor și poate să facă prin imitație împreună cu copiii la oră sau la biserică sau unde se face acest cor. Deci sunt foarte multe posibilități pe care Cantus Mundi și platformele pe care le promovăm sunt un instrument foarte important. Iată, anul acesta, manualul de clasa 3-a este făcut de specialiștii madrigalului la ora de muzică și vine cu totul și cu totul alte metode și mai ales foarte important, orice făcut prin joacă. Pe copiii de la Cantus Mundi îi vedem și îi ascultăm în perioada târgului, aici, în Piața Operei, pe scenă, nu-i așa? Chiar 5.000 de copii. De unde vin? Din toată țara? Din toată țara. Am avut în acest weekend și din Călăraș, și din Buzău, și din Oradea. Și îmi cer scuze cei care nu le pot menționa localitatea, pentru că au fost vreo 400 de copii în acest weekend care au cântat alături de Moș Crăciunii festivalului. E o foarte mare bucurie și vedeți dumneavoastră că acest cântat la cor are un rost atunci când există și o finalitate. Când ei se pot afirma în fața unui public, iar munca lor poate să fie apreciată. Iar noi ne bucurăm enorm, iar în spectacolele Madrigalului de luna aceasta, a 58-a ediție a spectacolelor de Crăciun a Madrigalului, anul acesta se numește Pe drumul Crăciunului, un spectacol special, vom avea în distribuție și vreo 450 de copii. Wow! Da, în cele două spectacole sunt 450 de copii care vin din toată țara și vor intra la un moment dat alături de Madrigal să cânte împreună și să aducă puțin altfel magia sărbătorilor. Pe 16 și pe 17 decembrie. Așa dați-ne este. Câteva detalii despre ce vom auzi, ce vom vedea. Este un lucru nou pe care Madrigalul îl face. Pe drumul Crăciunului este un spectacol mai mult decât un concert, pentru că va prezenta povestea unei familii. Povestea unei familii care începe de Crăciun și se termină de Crăciun, dar în care intervine un mare război, o mare despărțire și o mare mutare, o situație foarte grea prin care omenirea a trecut de mai multe ori și multe părți ale globului trec și acum. Sunt texte din autorii celebri, inclusiv din Afganistan, Hoseini, Khaled Hoseini, avem texte pe care le recităm și care aduc puțin o altă atmosferă, dar care la sfârșit demonstrează că, de fapt, în jurul Crăciunului și a nașterii Mântuitorului, după un lung proces de migrație, se rezolvă foarte multe probleme și spiritul Crăciunului vine prin muzica și prin vocea Madrigalului. Este un spectacol foarte sensibil în care Marius Turdeanu și Ofelia Popii vor fi familia care ne duce în tot acest drum al Crăciunului și în care această familie de migratori ne demonstrează puțin că trebuie să fim nițel mai înțelepți și mai deschiși și să
ne punem ștergarul atunci când trebuie să facem treabă și să înțelegem că în jurul sărbătorii acesteia foarte importante trebuie să întindem mâna către cei care chiar au nevoie. Poate să lăsăm la o parte multele dulciuri și jucării și să încercăm să ajutăm acolo unde chiar este nevoie de așa ceva. Vă așteptați ca publicul să fie diferit? Vă așteptați, nu știu, ca sărbătoarea Crăciunului de anul acesta să fie diferită de altele? Cu toții speram, domne, anul ăsta e gata, se va duce pandemia, o să încheiem povestea asta. Nu e așa, ba dimpotrivă, aș zice. Crăciunul este despre cum ne-l facem noi. Eu cred că este în sufletul nostru mai mult decât, să zic, în comunitate sau la un concert. Este în jurul bradului de acasă și este cu mirosul lui specific, cu sunetul lui specific, dar mai ales cu sufletele de care ai nevoie în jurul tău de Crăciun. E drept, sufletele acestea pot să fie și fizic aproape de tine și la distanță, dar dacă vorba bună este acolo unde își are ea locul, dacă gândurile pozitive, care ajută foarte mult, sunt alături de noi, dacă ne dorim ca de Crăciun să fim mai buni, eu cred că rezolvăm mult din toate lipsurile pe care, da, această pandemie ni le-a vârât în traistă, inclusiv de Crăciun anul acesta. Dar cred că este mai mult decât a fi neapărat fizic într-o mulțime foarte mare unul alături de celălalt și cred că este și foarte mult despre cât de mult putem noi, adulții, să redevenim copii. Să ne bucurăm, să ne jucăm, fie între noi, fie cu copiii noștri, fie cu bunicii noștri, să ne jucăm ca în copilărie și să redescoperim această bucurie și a statului în familie și a nașterii Mântuitorului și a bradului de Crăciun. Eu sunt un mare fan al Crăciunului. De aici și împreună cu Daniel Ginga, directorul Europei Naționale, ideea acestui festival de Crăciun, acestui târg de Crăciun. Amândoi suntem mari împătimiți ai sărbătorilor de iarnă și bucuria aceasta pe care o simțim noi și fanteziile pe care le trăim în imaginația noastră, încercăm să le punem și publicului aici. Asta reușește să ne împlinească niște vise. Și atunci, vedeți, Crăciunul nostru va fi fericit. Credeți că ne temem să fim copii din nou? Clar. Să ne întoarcem la copilul din fiecare dintre noi? El e acolo, tăcut de prea multe ori. De prea multe ori. De cine e teamă de copilul Pentru din interior? Vedeți, noastră, cum creștem, începem să ne punem măști, începem să ne cenzurăm. Mă uit cu foarte mare drag la copii, cât de naturali sunt, cât de multă expresivitate pot să aibă atunci când nu încep să-și pună mască, să creadă că devin penibili. Nu există acest rușine, să le ce fie rușine, ce zic alții, ce o să zic, exact, ce o să zică celălalt. Și asta fac totdeauna în jocul cu copiii, mă scălâmb în ghilimele și mă prostesc în toate direcțiile ca să vadă că dite mai managerul sau directorul sau ăla care urlă, țipă, taie și spunzură, devine practic la cot la cot cu ei și face prostioarele acelea din copilărie și este, se bucură de orice lucru mic care, na, este al copilăriei. E, știți cum e, când mă joc cu fiica mea, cu Tilde sau cu Zoe, cu cea foarte mică și ne imaginăm, uite ce brăduț frumos și fiecare își imaginează în palmă un brăduț și spune despre el ce vrea și de fapt poate să fie posibil. Asta e o libertate mare care eu recomand tuturor să-și o ia și să... întoarcă la copilul din interior. Exact. De prea multe ori noi adulții ne spunem sau auzim, nu fi copil, nu te mai copilării. Fii serios. Păcat. Eu cred în copilărie și de aici marea pasiune pe care am dezvoltat-o alături de Fericea Filip la Opera Comică pentru Copii și față de o echipă foarte importantă acolo și credem că această copilărie trebuie construită pentru toți copiii acestei națiuni, pentru că prin această copilărie educăm și cultural și cred că la ea trebuie să revenim cu toții, toți adulții. Ce să învățăm de la copii? Apropo de a ridica, a ne educa, a educa pe cei mici și pe copii să ridice granițele între ei. Ce pot învăța acum adulții de la copii? Copii care nu înțeleg cu siguranță, cu certitudine, cu exactitate ce se întâmplă și ce cu pandemia. Dar simt tensiunea, nu? Credeți că nu înțeleg copii? Știu tot, probabil. Eu cred că știu tot și înțeleg de multe ori mai bine decât noi, tocmai pentru că nu au aceste bariere în minte, nu sunt blocați în clișee, nu trebuie să-și pună o mască imediat. Un copil e publicul cel mai greu pe care l-ai. Un copil îți spune oricând că ești urât sau că ești frumos sau că ai nasul mare sau că ai fundul mare sau orice. Îți spune cu o libertate și de expresie, dar și de vorbire foarte mare. Nu are niciun fel de barieră în a se exprima, asta spun, liber, da, da, și fără frontiere. Și cred că
asta trebuie să facem și noi, sigur, cu anumite limite și cu un raționament logic, pentru că de asta am și fost educați între timp, sigur, cu respect și cu bun simț, dar cred că această libertate și această sinceritate unul față de celălalt și mai ales comunicare, cred că sunt foarte importante și comunicarea, de fapt, cred că e cheia. Dacă la timpul potrivit comunicăm și de bine, dar și de rău, cu bunul simț, sigur, de serviciu, ca să spun așa, cred că putem să nu se mai umple acel pahar care, când se pune capac, devine totul un bulgăre care se rostogolește și devine din ce în ce mai greu de oprit, din a exploda. Ce simțiți că ne unește în această perioadă? Pentru că aș vrea apoi să vorbim și despre ce ne desparte. Cum simțiți oamenii și societatea în vremuri grele de pandemie? Eu cred că în domeniul nostru, cel puțin, muzica ne unește. Și vă spun asta pentru că mă uit cu uimire, eu sunt om de comunicare și mă uit cu uimire cum postăm la Madrigal cântece pe care le-am mai postat de 100 de ori, dar care adună 1000-1500 de like-uri și foarte, foarte mulți oameni care mulțumesc pentru faptul că le-am pus pe pagină un cântec pe care l-aveau pe YouTube, pe Facebook, da? Pe peste tot. Dar, vedeți, noastră muzica i-a unit și a adus în foarte multe impresii pozitive. Pozitivismul acesta este lucru care ne lipsește. Libertatea de a vedea lucrurile bune din jurul nostru și închidere, încătușare a observa tot timpul tot ce e rău, evident că în orice situație vor exista tot timpul lucruri rele de văzut și lucruri bune. Problema și, de fapt, de decizia la finalul zilei este în ce măsură ne ajută să observăm tot timpul lucrurile rele sau să ne bucurăm de cele bune. Și în această idee, eu cred că muzica este un liam perfect care poate să aducă odată un spirit mult mai deschis și mai liber și, iată, pe români unul alături de celălalt să se bucure împreună de ceea ce, în cauză, Madrigalul oferă publicului larg. Oamenii sunt separați acum. Unii sunt vaccinați anticovid, alții nu sunt vaccinați anticovid. Cum priviți? Vaccinați, nevaccinați? Cred că lucrurile sunt discutabile și cred că unii se consideră separați. Eu, de pildă, nu mă consider separat de nimeni, indiferent că v-am vaccinat sau nu, și nu îi consider pe cei de lângă mine niciun fel, chiar dacă s-au vaccinat sau nu. Și asta încerc să dezbat de fiecare dată cu toată lumea și să-i spun că nu există această graniță între noi și că alegerea este a fiecăruia dintre noi. Este alegerea ta să te vaccinezi sau să nu te vaccinezi. Eu îți spun că m-am vaccinat și n-am pățit nimic și sunt ok și mă duc liniștit și la târgul de Crăciun, mă duc liniștit și cu avionul și în hotel. Da. Este alegerea ta și nu mă supăr pe tine dacă nu te vaccinezi, dar te rog să respectăm împreună toate măsurile care se impun. Vedeți, dumneavoastră, ca în foarte multe situații în care există certuri în familie pe motive politice și asta în anii 90 ne amintim cu toții cum se certau părinții noștri care erau de stânga și care erau de dreapta. Acum e greu să mai separi toate curentele. În aceeași măsură a devenit și vaccinarea un subiect de intrigă și cred că lipsa de informație și lipsa de argument științific bine manageuit pe piața de comunicare publică au adus la acest rezultat în care uneori, unii sunt împotriva altora, dar nu văd din asta niciun scop și nicio utilitate. Și cred că trebuie să ne acceptăm pe fiecare cu deciziile pe care le luăm și cu consecințele, evident, care urmează acestor decizii. Un minut jumătate mai avem la dispoziție și o să vă rog un mesaj. Un mesaj de Moș Nicolae pentru copiii mari și pentru copiii mici. Ce le spuneți? Eu aseară m-am trezit la un moment dat și vă zic că am avut o bucurie excepțională când am găsit ghetele pline, da, chiar dacă n-am fost foarte atent cu spălatul lor și evident că am făcut același lucru. Am observat bucuria fetelor mele la care a venit Moș Nicolae și care a venit cu dulciuri foarte multe. Aceeași bucurie sunt sigur că o să simt și pe 24 decembrie seara, când va veni Moș Crăciun, în care eu cred și tuturor le doresc să creadă și să promoveze această credință în Moș Crăciunul lor și în Moș Crăciunul meu și al dumneavoastră și Moș Crăciunul Europa FM, pentru că ideea lui Moș Crăciun și
a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului, este mai presus de toată seriozitatea și încrâncenarea de la volan, de la serviciu, de la cumpărături și, de fapt, ar trebui să caracterizeze sărbătorile cu spirit, cu miros, cu sunet, cu culoare, cu copii, cu familie, cu joc foarte mult și neapărat cu sunetul madrigalului pe fundal. Vă mulțumim tare mult! Nu-i așa că ne mai primiți aici? Cu mare drag! Și pe patinoar poate facem transmisia data viitoare. Da, nu, neapărat! Mulțumim tare mult pentru prezență! Sărbători cu bine! Emil Pantelimon, domnul Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin a fost alături de noi în această seară frumoasă. Emisiunea Piața Victoriei a fost în Piața Operei la Târgul de Crăciun de la Opera Națională, deschis în parteneriat cu Corul Madrigal, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Ne-am bucurat tare mult că am fost aici și că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și pe voi aici. Nu plecați, pe Europa FM în doar câteva momente încep știrile. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.